Sala sporturilor Traian a fost animată de prezența a 320 de sportivi cu vârste între 5 și 19 ani de la SCM Râmnicu-Vâlcea, alături de care s-au aflat antrenorii clubului, dar și părinți sau bunici. Fiecare copil a primit de la moșul o pungă cu dulciuri și un training de antrenament. Prin sport se pot realiza și copiii care nu sunt mai dăgăjiți. Eu, de exemplu, fac parte într-o familie de 10 copii, sunt cel mai mic în familie și am reușit prin sport. De aceea, în zilele de astăzi, prin sport este un lucru formidabil. În primul rând, te dezvolți ca om, se creează personalitatea și ai un plus pe care cei care îi practică sport niciodată nu pot să-l să aibă. Vreau să-i felicit pe cei mici, vreau să-i felicit antrenorii, vreau să vă felicit pe cei de la clubul CSM, pentru că am auzit că am oricum vreau să promovați cu situații din vizia cerce, ce este un pas foarte important în urmă. Vreau să felicit fetele de la APA, senioare, cât și titulare, iar acest gest pe care poate CSM-ul, primăria Mediului din Crucea, este un gest care se aduc aminte de sănători de vechi. Alături de fotbaliștii clubului au fost premiate și cele 40 de sportive ale secției de handbal junioare pregătită de Dana Joița, reprezentată la eveniment de handbalistele echipei mari, Raluca Băcăuanu și Sara Rus.